Ce aveți cu Andreesca? Vă va conveni să vină cineva la voi la serviciu să-i spună patronului vostru, dați-i afară pe ăsta? De ce? Pentru că voi nu credeți în coronavirus sau credeți că o conspirație? Ok. Atunci, dacă sunteți mari creștini și nu credeți în coronavirus și așa, spuneți, credeți în Dumnezeu și eu cred în Dumnezeu. Atunci vă invit să faceți asta, puneți mâna pe Biblie. Și nu doar să o puneți mâna, să o citiți. Să o citiți. Și să vă rugați la Dumnezeu. Că Dumnezeu nu spune să te duci să faci plângere, să fie la dat afară, că nu-ți convine ție.